Mulțumesc. Eu, fiind un om de teatru și fiind un om care are nevoie de concentrarea publicului, știind că aici este un fel de bazar, că ne aflăm la Istanbul, ca la Istanbul, și că nu mă pot concentra, și mai ales că sunt foarte intimidat în fața lui Radu, care folosește limba română la perfecție și mie mi-e foarte frică să nu fac greșeli, am preferat să scriu textul. Deci un text pe care l-am scris aseară, pe care voi citi. Titlul cărții spune tot. Două mături stau de vorbă în loc să facă ceea ce au de făcut. Curățenie. Lâncezesc îngropate în gunoi și gunoiul este ecranul televizorului. Și tot mirosul puternic ce se degajă din acesta. Eu locuiesc de o viață la New York și deschid televizorul și acolo ca și aici. Gunoiul american miroase altfel decât cel autohton. E mai lucios și mai frumos ambalat, dar tot gunoi este. Există o deosebire totuși. Acolo totul se face profesionist. Gogomâniile ubuiești ale televiziunilor de aici nu pot fi nicăieri egalate. În televiziunea americană, deși se debitează și acolo multe prostii, există totuși o rigoare. Există o cerință minimă de exprimare îngrijită. Reporterii acolo se pregătesc atent, competiția fiind de normă, ei nu debitează nonșalant orice, oricum. Greșelile de exprimare acolo se pedepsesc grav. Dar nu și aici. Aici suntem, da, în codrul Vlăsiei. Cu cât mai mare tâlharul, cu atât mai invitat e la emisiune. Dar noroc că din fericire avem aici un haiduc vașnic pe care îl cheamă Radu Paraschivescu. Se sancționează răbdător cu pixul în mână toate gogomâniile abundente și generos emise pe ecranele TV. Noi citindu-l ne delectăm și ne îngrozim cu personajele care ies din acel pix al lui, care sunt demne de Gogol. Ele par pradă delirului. Râzi, apoi nu mai râzi. Devii amar și chiar te sperii când îți dai seama că mulți din cei ce se perindă liberi pe ecran ar trebui puși urgent în cămașă de forță. Toate cărțile lui Radu au aceeași intenție, gravă, în spatele râsului, să provoace o reacție activă. Din păcate, noi rămânem, ca de obicei, total pasivi. Nici măcar Ghidul Nesimțitului, cea mai vândută până acum, nu a produs mutații încă. E minunat acest om, Radu. Locuiește într-un cartier neșic, proletar, îi place să meargă mult pe jos și deseori e văzut în metrou. Timp în care cărțile par să se scrie singure. Ele doar un singur zice, arhivarul dezastrelor de comportament. Continuu uimit și deseori revoltat în fața falsurilor de limbaj și comportament în sport, politică, societate, oriunde. El consemnează cu precizia chirurgului tot ce vede și aude. Spre deosebire
deși mă îndoiesc că ar face plăcere o șuetă aranjată, un tet-a-tet cu unii, spre exemplu cu Ion Iliescu. Radu lucrează enorm, dar o face cu o grație relaxată, chiar veselă, pentru că știe ceea ce, că ceea ce scrie e usturător de exact. Dar gândul, dar nesimțiții de tot felul ai României nu cred că vor citi două mături. Ei nu vor să se vadă în oglindă și chiar dacă s-ar vedea, nu s-ar recunoaște. Ei rămân minunați în haznaua lor. Dar noi, cei care o citim și ne îngrozim de promiscuitatea pe care Radu o expune, intuim că tonul cărții devine progresiv sumbru. Poate e aici o mică șansă ca exasperarea să provoace în sfârșit o trezire. Autorul pentru asta scrie, pentru trezire, nu doar ca să fie vândută cartea și să profite Humanitas. Radu e un apărător înverșunat al limbii române, pe care emisiunile TV o atacă constant și agresiv, rănind-o în fibra ei intimă. Citez, o măsluiesc și o calcă în picioare. Umorul dispare brusc, autorul sângerează când infernul limbii stricate invadează totul și el trage semnalul de alarmă că suntem în grav pericol să devenim o nație de consumatori de deșeuri autovizuale, rinocerizați de mode, ifose, pofte și ideologii bolnave, cât și de efectele ratingului. Eu sunt gata zilnic, ca și alții, să sparg televizorul, dar Radu suportă cu un stoicism inepuizabil și confruntă răbdător acest balaur, această dihanie neșcolită, producătoare de miasme și consemnează vesel, dar angajat, catastrofa spre care ne îndreptăm, dacă nu suntem cumva deja adânciți în ea. Dar Radu nu se înfurie și nu disperă. El practică un fel de anestezie meditativă, un fel de tehnică zen, pe care o fi dobândit-o pe ascuns într-o sectă secretă la Lugoj, unde a crescut, că își notează totul fără isterie, cu o distanță elegantă, fără să-și piardă cumpătul sau bunul simț. În concluzie, Două mături este reportajul detailat al situației prezente a României, reflectată de televiziune. Îi doresc să ajungă rapid în topul vânzărilor, la Humanitas și nu numai. Ce îl așteaptă pe autor în viitor? E greu de definit tipul de literatură pe care practică Radu. E un mare scriitor, dar inclasabil. De aceea, eu unul intuiesc că Paraschivescu poate să fie un om de teatru, deși detestă teatru. Eu cred că el e un Molière al României, modern în devenire. De aceea îi sugerez să facă o pauză ca reporterul realității, să ia o mică vacanță în Italia, să-și ia distanța necesară și să scrie în Toscana prima pagină a primei piese de teatru. Vă promit, va fi un knockout și eu de-abia aștept să o pun în scenă. Vă mulțumesc!